Ucraina primește sprijin din toate părțile. Mai multe asociații de elevi din țară s-au mobilizat pentru a ajuta refugiații care au plecat din calea războiului. Astfel, fiecare asociație strânge haine, alimente, produse de igienă sau medicamente de bază și le donează civililor ucraineni. Am reușit să întreprindem campanii ample de strângere de donații, mai de alimente neperisabile, medicamente, produse de igienă și chiar sume de bani care au fost oferite autorităților și organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități de sprijin la graniță. Mihaela este voluntar la organizația tinerilor Basarabeni din Sibiu și spune că nu s-a așteptat la un ajutor atât de mare din partea comunității. Nu ne-am așteptat la o mobilizare atât de mare din partea comunității sibiliene, de la pături la produse pentru copii, la produse alimentare. Fiecare om care ne-a pășit centrul de colectare ne-a transmis energie bună și ne-a încurajat să continuăm chestia asta. Ne-au ajutat cu ce au putut, se vedea că o fac asta cu mare drag și ne-am bucurat că am fost un intermediar.